Biserica Ortodoxă o va pomeni joi pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Cu acest prilej, Catedrala Episcopală din Huși, lăcaș de cult ce păstrează un fragment din moaștele sale, se va afla în sărbătoare. Programul liturgic va fi unul special și va începe încă de miercuri cu slujba vecerniei urmată de procesiunea cu Sfintele Moaște. Sfânta liturghie de hram va fi oficiată de trei ierarhi ai bisericii noastre. Pomenită în data de 7 iulie, Sfânta Mare Muceniță Chiriachi va fi sărbătorită în mod deosebit în Episcopia Hușilor. Programul liturgic dedicat hramului va fi unul special. Sfânta Mare Munceniță Chiriachi este alături de Sfinții Apostol Petru și Pavel, o a Catedralei Episcopale din Huș. An de an, în ajunul ramului Sfintei Mare Munceniței Chiriachi, Hușul este însuflețit de procesiunea organizată în cinstea ocrotitoarei orașului și a întregii eparhii. De altfel, Hușul este singurul loc din țară în care se păstrează moaște ale Sfintei Mare Munceniței Chiriachi. În după amiaza zilei de miercuri, 6 iulie, de la ora 17, va începe la episcopie slujba vecerniei mari și oficiată de preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereo vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Apoi, de la 18.45, ierarhii, preoții și credincioșii din întreaga eparhie vor porni în procesiune prin municipiul Huș, cu moaștele Sfintei Mari Muceniței Chiriachi, pe traseul deja îndătinat și anume Catedrala Episcopală, strada Mihail Cogălnicianu, strada 1 decembrie, strada strada Alexandru Ioan Cuza, strada Ștefan cel Mare și din nou se vor întoarce spre Catedrala Episcopală. Pelerinajul cu moaștele Sfintei Mari Muceniței Chiriachi atrăgea an de an credincioși de pe ambele maluri ale Prutului, care veneau aici la Huș pentru că o considerau pe sfântă, grabnic ajutătoare, mai ales în suferințe, boli și nenorocire, așa cum nota pe la 1933 arhiereul Veniamin Pocitan. Joi, 7 iulie, Sfânta Liturghie Arhierească va începe pe la ora 9 și va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, alături de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului și de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Sfintele moaște au fost aduse prin strădania episcopului Iacov Stamati, în anul 1787, de la mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte Atos.